Stați pe loc! Trage, trage! Nu trage, nu trage, nu trage, nu trage, nu trage. Domnul, de ce m-a scăcat? Gata, acum vine. Stai. Pot să... Mamă, mi-au schimbat numele, până mea. Pot să pleci dacă nu... Hai că vin acum, vine. Ăla l-a scris, îmi permiți OCC. Ce, ce? Ce, ce domnul? Ce-a zis? Happy. Dacă îi permiți out of character. Da, știu. Happy. Stai un pic, că nu am făcut tot ceva bine. Zi. Frate, am fost acolo lângă poliție să-mi tunez mașina, știi? Da. Și gen, când am intrat cu mașina acolo înăuntru, am căzut așa, ca și cum în gol, și am căzut fix aici, gen. De două ori s-a întâmplat așa. Ai venit pe tronuț? Da, da, da. Bun. Hai de cât așa mai acolo. Da, da. Auzi, vedeți că ăștia doi sunt din aceeași mafie. Știu. Nu-i nicio treabă. Da, pleacă. Haideți ăla, că ăla cu banii, hai către mine. Stă spatele tău cu ONG-ul în mână. Stai că vă lăsa arma jos să nu fie ceva probleme. Mi-am schimbat numele, pana mea. Bună seara. Bună seara, bună seara. Ce informativ are interesa? Mă interesează despre orice. Dacă ai orice informație, plătesc bine. Depinde cât ceri. Orice. Poftim. Orice, orice. Orice, despre orice, orice organizație. Caz de papel, utilizați ceva? Caz de papel? Nu da. Prea. Nu, știu că am auzit că nu prea așa pe oraș, zbai. Nu prea am văzut nici eu. Da, nici prea ne-am văzut de mult. Colegul, deja avem pentru aia. Despre... Așa, să... Ok. Așa. Bun. Stai așa să mă gândesc, cine mai ține în minte prin orașul ăsta? Am și o întrebare înainte să vorbim. Pune. Am să mă pot aștepta de la colegii tăi să vin aici sau? Dacă vin, vin cu gânduri pașnice, nu cu... Bun. Nu o să tragă... Bun, atunci... Dacă vin, nu se trage, nu nimic, pe baza mea, da? Mhm, bun. Ai grijă. Dar zici și lui colegul tău, frate, să nu mai țin arma, că nu l-am deranjat cu nimic. Eu te-a spun. E un post de security. Lăsați să intri când au treabă cu voi, au venit pentru mine. Da, 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 bine. Bun, atunci așa, deci... mă interesează altele. În afară de casă de papel nu mai vrei nimic, să înțeleg, nu? Stai așa să mă gândesc. Altele. Aha. Mai țineam eu informații despre o mafie. Ceva cu Crips. Crips, gang, ceva de așa. Păi nu, bun. Colegi, colegi, lăsați armele, colegi. Colegi, lăsați armele, frate, lăsați armele, ușor, fără nebunii. Am vorbit. Poliția română. Și așa mi-ai lăsat armele jos, pie pe... Nu mai clasă, nu. Bun. Deci ai zis că de crispy, nu? Ceva cu cripti, da, pe acolo ceva. Totuși mă interesează. Cât, cu cât le vinzi? Ți-ai mă ofert, vezi că și asta de-a vostru? Care? Asta cu BMW. Toți, da. Toți. Da, mă, toți să dea noștri aici. Nu, că în caz de vine cineva, altul care nu ține de voi, poți să începi să trage. Da. Sper că sunteți dotați. Poftiți? Sper că sunteți dotați. Da, dar trebuie să mai ajung. Am ceva de 20 de rupe tot. Trebuie să mai ajung, băieți, nu-i problemă de război. Da. Mă interesează cu clip ceva? Mă interesează, da. În afară de casă de papel de înainte, că ți-am zis că nu prea am văzut prin oraș. Aha, aha. Deci cu cât le dai? Îți dau eu casa cu 20.000. Mă interesează tot informațiile despre 50, 50.000 total. 50. Îmbrăcăminte tot. Aveți și timp să mergem până acolo să vedem? Să văd și locația pe față? Este timp? Colegul, este timp să mergem? Eu știu. Eu știu unde e casa. Mergem, nu? Timpul este, frate. Timpul e lung. Deci fii atent. Atunci o să mergi spre mate și după aia bani, ok? Jumate acum și jumate atunci. Bun, bun, bun. Atunci stai să dau și eu pe anunț pe la colegia. Colegii. Aveți că m-am luat o tusă. M-am înghețit. Happy. Am înghețit un bon, da. Tu vezi că sunt? Nu știu, știu dacă e ceva.
Deci fii atent, mă interesează informații și acum le trebuie jumătate. O sticlă de apă, nu ne pune. Deci ăla cu banii, o flow. Sticlă cu apă, că mă luam. Jumătate acum, jumătate mai încolo. Oricum o sticlă. Da, mă duc, fac roleplay frumos din mașină. În cât timp vii? Ei, mă duc eu, mă duc, fac servieta și... Bun, hai că te aștept aici. Bun, bine, bine mi-a dat colegul meu cu bani, ok? Da, da. Ma. E cam răcit, Ale. Am luat-o cu pastile, e mai bine? Da, e, da, e perfect. Altă viață. De la apă, de la apă. Da, da, da. No, bun, deci o să vine mi-a dat colegul meu și o să-ți dea banii, uite-te aici, ui. Băi, ia vezi cum te de jumătate, acum mea. Jumătate mai încolo. Băi, jos de mașină. Mă interesează okay, să veniți câțiva. Să nu ne trezim cu surprize. Da, bă, stai liniștit, nu facem de asta. Bine. Și pe gajou ăsta. Atunci merge, merge pe încredere, nu? Da, da. Ce, ce mașină are gajou, bere? Are Z4-ul ăla. Cine? Pregătești mașina, colegu? Desigur, las că o să pregătesc cu mea, cu mea o să mergem. Și... Jos de mașina mea, băi. Mă interesează prima dată îmbrăcăminte, culoarea mașinii, da. Tot. Da. S-o bag în colegul, explic-le tu cât bag eu servieta. Eu le explic? Da, da, da. Păi da, deci. Deci de puțin prea bagajul colega din față. Eu sunt, da? Ok, desigur. Okay. Te ajut, te aud. Da. Păi, sunt îmbrăcați în maro. Au pe cap măști din alea de tauri, de bufnițe, de toate felurile, știi? Nu sunt toți la fel ca și cum. Pe cap au măști, deci ne-am înțeles, dar nu au măști la fel toți. Au unul de taur, unul de bufniță, unul de morțelor. Da, da. Așa. Sunt îmbrăcați în maro, au o jachetă, o jachetă, să zic așa, o geacă de piele, nu știu sigur, dar știu că e maro, știi? Așa. Știu unde e casa lor. Dacă vreți, colegul, mă urc cu voi. Și da. Casa lor, mă interesează tot. Băieți ăștia, nu, parcă erau nu din Crips, din altă organizație. M-am înțeles, sper să nu-mi culoasă. Care colegul? Nu din Crips. Eu știam de aceea. Când a luat un om de-a lor pe aici, frate. Ăia cu cap, bo, cap de... Da, 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 da. Ceva cu beast, mai ți-mi minte că l-am luat pe el, l-am văzut la ponton aici, așa a spus el? A, aia, da, colegul. Hot ceva. Hot, da, hot ceva. Hot ceva. Hot, nu știu cum naiba erau. Păi ei... Ei au nevoie de informații. Ce informații? Despre Crips. Despre nu, frate. Crips. Eu l-am spus de Crips. Ah. Tu le spui acum de altă organizație, nu? Din Bătăia. Da, da. Care e numele? Ia-ți minte când l-am luat pe ăla aici. Păi ăia din Hotline. Așa, aha, ăia, da. Aștia, aia, așa, da. Când stătea pe limba. Ăia, da. Vă interesează de ăștia? Păi de aia, de Crips. Interesează că tot s-a plătit deja banii. Păi ăia, hotelor Crips, tot acolo ești, frate. Da. Pe ce, e una șocea sau cum? Nu, no, dar ăia sunt mai puternici, eu zic așa. Nu știu ce zic. Eu zic că e din Hotline. Organizație mai puternică. Mergem la ei? Mergem la ei acolo? Mergem la ei, deci atunci spune. Eu am o idee mai bună. Eu am o idee mai bună, dacă vreți. Câți băieți sunteți acum voi aici, în seara asta, în oraș? Seara asta suntem cel puțin vreo 10. Nu, bun. Eu zic așa, dacă e să dăm o spargere, un raid organizat frumos. Nu, chestia asta nu direct pe secția de poliție. Nu, chestia asta nu vom face. Deci chestia asta nu vom face. Deci chestia asta nu vom face. Nu vreți? Bine, frate, nu vreți. Hai, colegul, să mergem să le prezentăm. Bun, deci mă interesează atunci despre ce m-a fi zis? Hotline Beast. Hotline Beast. Mă interesează îmbrăcăminte, cum sunt mașinile și locațele. Poți să spui acum sau? Da. Sunt îmbrăcați au o geacă de piele maro. Mm-hmm. Pe cap au toți au măști, unul de taur, unul de pufniță, au măști diferite. Mm-hmm. Înțelegi? Mașinile, colegul. Știu că mașina e roșie, dar nu știu modelul. Ia stai să. Colegul. Ce marcă de mașini erau alea, că sunt alea de epocă? Mai vechi, oricum, ceva. Sunt de... Da, ceva, o mașină de epocă roșie. Avem musafiri, avem musafiri, scoateți armele. Scoateți armele. Avem musafiri. Ia stai, că nu-s musafiri, sunt băieții mei. Sunt băieții tăi? Sunt garda mea de corp, da.
Ce pe băiatul din față de spate, roz, trei în spate, roz, trei în spate, roz. Hai. Hai de capul meu. Colegul, vezi că scot de aici de la tine că eu am uitat să-mi iau arma. Bine, bine, scoate. Mi iau de aici după banchetă. Unde că nu-i văd. Plecați, 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 plecați. Dă moară târfirii. Colegi, sunt eu, sunt eu, sunt eu, nu trageți. Bun. Pe, ok, ok. Iau-te, mă, pe bulangii ăștia. Bulangii ăștia, mă. Uite, mă. Sper că i-ai pledat direct în cap. Da, da, da. Da, da. Păi vezi că sunt lați jos. Aaaa, eu am avut conflicte cu ăștia. Mi-a omorât omul, mi-a omorât omul. Am avut conflicte cu ăștia. Tu firațe-ai de... Hai să ne continuăm treburile noastre. Haideți. Cine mai trage? Cine mai trage? Nu mai trage niciunul, că sunt morți. Cine? Aaaa, de cap, m-a lovit fix în piept, frate. Omul meu. Mamă, stai al loc, mamă, stai al loc. Aoleu. Omul meu care mi era, hai, care mi ținea armele. Stai, că verific eu acum. De cap. Toți au luat clunț în cap. Hai să ne continuăm. Bun, haide să mergem înapoi, lăsați. Asta este, mi-a murit oameni. Ne cerem scuze pentru această paranteză. Nu știu cine a fost, nu mă păi, dar nu-i vina noastră, n-ai de ce să zicem. Da. Bun, deci acum, încă o dată, informațiile și tot înapoi. Și dacă se mai întâmplă ceva, sunt mort prea mulți aici. Îi rupem, mâncăm din ei. Cel mai bine. Bun, informațiile. Așa. Da. Deci, hai să recapitulăm puțin. Sunt îmbrăcați într-o geacă de piele, într-o geacă de piele maro. Pantalonii nu știu sigur, dar știu că au pe cap o mască, au toți măști diferite. Da, au toți măști diferite, știi? Unul de taur, unul de bufniță, în fine. Au niște mașini de epocă de culoare roșie. Nu știu sigur marca. Roșu cum e acel BMW al nostru. Puțin mai închis, puțin. Ala nu de epocă, bro. Nu, dar zic culoarea, roșu așa. Dar nu așa modelul. Da, da, înțelegi? Da. Zic culoarea așa, dar nu modelul, înțelegi? Și casa. Bun, acum mă interesează casa. Haide să mergem acolo și după aia vă dăm banii. Vii cu mine în mașină. Hai să o vedem. Încă doi colegi cu mine și dacă sau cel mai bine unul cu o altă mașină și unul de la tine. Să fie. Dacă vrei colegul poate să vină unul. Mă. Cel mai bine pe încredere. Dacă tot ne-am dus până acum, hai să mergem pe încredere. Colegul meu ăsta n-a venit. Să urci cu mașina asta. Unul să vină direct cum mă. Ca să facem așa, hai urcă la mine. Coleg, vezi că trebuie să iau masele și că m-a răcușit. Haideți mai repede, că o soară de pontonul, haideți mai repede. Aoleu, prin fără că-s cu... cum îi spuneți? Stai un pic. Ușor. Încet. Doctor, nu le da revive lui aia, că i-am împușcat. Nu le da, înapoi, hai. Ba da, e unul. Dai drumul de aici, hai. Sper că ai pus... balea bine acolo. Nu l-am pus. Nu, bună, tu stai un pic. Pune acum. Să înțeleg că și cel cu BMW-ul decapotabil e după tine, nu? E de-a tău. Ce zici? Zic că să înțeleg că și cel cu BMW-ul decapotabil e după ea tău, nu? Decapotabil? Nu știu. Tăi atunci pe căscuța asta, că dau și eu colegii, vedeți că este unul cu un BMW decapotabil în spate. Aveți grijă de el. Nu, e de-a lui... Dacă nu e de-a lor. Ia stai puțin că e... stai să închid că căscuța. Este un BMW în spate, care este unul decapotabil, nu știu cine îi. Da, e el, e colegul. Ia oprește puțin să văd. Colegul? Este de-a lor, este de-a lor. Da, de-a lor. Ok. Hai să vedem acum informațiile. Bun, mergem acum cât de repede să nu ne vadă poliția. Da. Și așa e seara. Stai să-mi pun și centura asta.
Desigur, până liniștit. Spune la colegii tăi că vom merge un pic mai repede. Da, stai să închid căscuța asta, că e cam gălăgie și... Nu e nicio problemă. Mă scuz. Mai conduc și un pic, mai bea. Bă, stai liniștit. Dumnezeu tău. Tu ești gâț. Era intrus de ăla, știi? Mm-hmm. Ia altul cu înghețată. Băi, ce poftă am de înghețată, mă. Da, nu era nicio problemă, gen, se putea să vină și un coleg de-a tău, adică dacă aia, merge cu da. Încredere, atunci merge până la final. Da, dar așa e, așa e. Sunt eu cu mașină. Acum mi-ați câștigat încrederea când m-ați plecat acolo. Vedem pe viitor, poate da, facem ceva. Da, stai, dar ți-l eu am venit de aici. Cum să mă pun pe difon. Deci, vedem, poate pe viitor niște muniții, una alta. Păi da. Voi aveți, nu? Avem, avem, da, de tot. E sigur că nu e nimeni acum aici, nu? Nu știu sigur dacă e cineva acasă. Eu știu că asta e casa de la un fost prieten de-al meu, că acum ne-am certat rău de tot, știi? Da, da, da. Și nu mai e la noi în organizație. Zii la colegii tăi să stai în spate. Bă, stați aici. Stați aici. Toată urmă în spate, toată urmă în spate. Nu stați mai departe. Deci cam pe aici ar fi, nu? Da, da. Spune să stai în spate. Cum ne vede cineva, cum am plecat. Sunt două grupări oricum. Stai așa. Văd că nu e nimeni, e liber tot. Și pe unde ar fi intrarea? Poftim. Pe unde ar fi intrarea? Cred că pe aici. Cred că pe aici. Apropo, nu se poate intra, nu? Deci nu, nu e închis nimic. Sau... Stai puțin. Plecați mai încolo un pic să nu vă vadă, să nu vă vadă cineva în momentul de față. Plecați un pic mai încolo. Mai ascuns un pic. Da, da. Ok, da. Bă, Bogdane. O să încercăm să intrăm înăuntru. Bogdane. Da. Nu pot acum, ca să vorbesc cu domnul, că nu mă aud cu el. Ok. Bogdane, știi da, că mi-a dat Vlăduț ăla, mai știi pe Vlăduț? Mi-a zis că aici era frate. O mașină roșie. Mm-hmm. A, nu sper e de să nostru. Fie data. Da, e de nostru. E lider. Mm-hmm. Da, dacă e, are colugat de copilul pleacă din mașină. Bă, m-am auzit? Bun, deci asta e locația adevărată, nu? Da. Bun, atunci hai să mergem undeva, la un loc ascuns, să vedem cealaltă parte de bani. Mentre stai să văd dacă pot să intru înăuntru. Lăsăm mașina aici și vom pleca. Da. Spune la colegii tăi, stai mai ascuns un pic. Stați mă mai ascunși. Închideți toți farurile. Închideți toți farurile. Stați pe aici, mai ascunși toată lumea. Bă, nu intrați mai aici, duceți-vă în duceți-vă acolo mai în spate. Hai toți. Acolo, jos. Ca să nu iasă cineva de la ei să ne vadă. Nu mai când am sunat. Revin imediat, mă duc să parchez. Păi nu... Mai bine mergem pe jos, pe aici, prin spate, să ne uităm cu ce. Deci aici e toată locația, nu? Da, da, da. Știu de la un fost col, prieten. Bun, deci sper că nu ne mințim între noi. Nu, dacă n-am de ce să te mint, fratele meu. Pierdeam atâta timp pentru ce? Ca să te mint? Ca să ce? Să nu câștigi tu nimic și eu ce câștigam, adică, pana mea, adică, știu că... Jumătate de bani ai luat, data viitoare vedem. O să mai am nevoie de încă mai multe. Păi da. Vorbim încet. Că nu... nu vorbim deloc. Da, stai. Ia că nu se poate intra. Nu se poate. Scăde-te dracului de ușa! Oh. Am înțeles. Deci atunci hai să mergem repede înapoi. Hai înapoi, hai prin spate. Sper că ai făcut un pic de antrenament înainte. Da, da. Nu cred că erai pregătit de chestia asta, dar... Știi că pe mine mă interesează și faptele, nu numai vorbele. Stai aici. Oh, stai un pic pe dincolo. Știi să sari? Da, cum să nu? Haide!
Bun, eu văd că e colegul meu cu bani acolo, nu știu, la tine trebuie să dai sau la cine? Cu ei ai dat prima parte, că după aia... Colegul? Mie mi-ai dat prima parte de bani. Da, da, da. Lui i-am dat. Ok, atât m-a interesat, vă mulțumesc frumos. Da, să mergem și noi puțin, da, să nu stăm chiar aici în fața lor. Da, da. Sper numai să nu vină niciunul de la ei, atât mă interesează. Suntem mulți oricum. Ce se aude așa? Ia și... Stai că am ceva pe aici. Mă caz de ceva. Ai și tu coleg în geantă? Da. Colegul mai ai unul să-mi dai și mie? Mai ai unul să-mi dai și mie? Nu, nu, asta. Taci. Aole. Să-ți dea tăi. Bun. Acum bani. Da. Mă interesează banii să-i dai. Cu colegul de acolo de mașină. Bun, deci i-a dat banii și a plecat. Ne-a făcut dispăruță. Ne mai auzim de altă dată la niște trafic de arme dacă aveți. Da. I-a dat banii, nu? Nu, nu, nu. N-am plătit. Tu te dai banii, tu te dai banii. Acum e în servieta cu banii să-i dau. Ah, ok, du-te, dai. Ce zic, hai că strâng mâna, că cu tine am vorbit mai mult și ne auzim de altă dată. Da. Gata. Ai o strângere tare. Bun. Da, da, da. Ne mai auzim dacă ai mai aveți nevoie de ceva. Ai dat fără un zero, prietenii. Nu, 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 îl trășa că n-au dus direct aici. Deci ai grijă ce face. Dacă nu vorbim altcumva cu tine. Cu cine? Cu el. Așa. Acum e bine? Da, da, da. Bun. Scuze, m-a fost greșeala mea. Hai, se mai întâmplă. O zi bună vă doresc. La fel, seara. Dacă mai aveți nevoie de ceva, ne contactați. Ne auzim, ne auzim. Da, hai, da, mașina, da, cum să hai, mașina, hai, mașina, hai, mașina. Hai. Plecați repede. Hai să dispărăm toți. Am o sniper. Plecați repede, plecați repede, plecați repede, plecați. Deci vrei să vrei cu sniper. Repede. Hai, urcă, urcă. Pleacă, 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 pleacă. Cine s-a urcat în mașina? Faceți-vă dispăruți repede toți. Urcați în mașina și albă. Urcați în mașina asta albă. Nu urcați după ei, nu urcați după ei. Aveți cu ce să plecați de acolo? Da, da. Am plecat. Hai, repede. Unde mai rămas cineva de-al nostru acolo? Nu știu. Nu cred. Nu. Trageți pe dreapta, trageți. Epi, mă auzi? Ce, au zis să tragem pe dreapta? Da. Da. Și stai să vi-l dau. Nu mai e, nu ce mai e. S-a întâmplat. Probabil băiatul. Bă, da. Eu scut vilul. Ce s-a întâmplat? Am zis că am unul de-al nostru. A, unde? Ăsta-i? Nu e, nu e. E al vostru, cumva? Nu, nu, nu. A, ok. Ce s-a întâmplat? Ești. Bun, totul m-a plecat de acolo, nu? Da, da. Bun, salut, seara faină. Auzi, okay, auzi? Salut, la fel. Seara faină. La fel. Mă gândeam că voiam să ne întoarcă acum. Da, nu, pe odată ce ai făcut un rol pe fain, pe ăsta poate vine și episod direct. Bă, nu, ideea care, știu că... Bine, italiane. Da, știu că odată am mai făcut o fază de genul. Ăsta... Normal, deci... ei acum puteau să tragă, sincer. Da, știu, adică puteau să deschide direct foc. Dar nu, nu l-au deschis, au dat informații, de caz de papel nu m-a interesat, fiindcă, da, ok. Le am eu, oricum, da. Dacă vrei. Da, fiind neactiv, nu te bă, na, ideea care, nu știu, momentan e inactivă, dar poate pe viitor. Vezi că eu am filmare de pe de tot. Bun, 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 o poți să ieși tu pe YouTube în caz de ceva? Bă, sau s-o pune, hai, fă pune. Da, da, ne duc la casa mafiei. O pui tu, o pui și eu. Bă, da, am făcut noi acum accident, mă.